Noi suntem în echipă. Dar de ce unii sunt în alb și alții în negru? Noi facem echipă. Sau fetele în alb și băieții în negru? Cine are tricou? Unul a venit cu mănușă. Da, nu s-a jucat. Doar în catița de strada mea, cum era? Eu am pungi dacă vrea cineva să da, e perfect. E mai mare, dar așa, am și bidoanele. Și papare. Bidoanele unde sunt? Aici, pentru că alea sunt foarte importante, că bidoanele au pe ele. Aia sunt foarte importante. Cine mai importante? Echipita principală, peste o oră ne adunăm aici și le cântărim sau măsurăm volumul. Nu am ca un borcan. Ce e cu mănușa? De 8 martie? E te lovesc, dar e cu iubire, știi, nu arunca chiștace. Ah, ok. Un fel de 8 martie, da. Mai bine era poliția cu noi să simtă presiunea administrativă decât cu mănușa. De la muncă. Ce mănânci, fată? Dă jos, dă jos, dă jos, ce mă? Da, mă, da? Eu zic să nu mai rău. Dacă pe ea fix în plinuște. Frate, dacă o să le dai... Ați stabilit cum ne împărțim? Pe din două. Pe din două? Stânga, dreapta? Mai să mănânci aici, deci cine, dacă mergem în partea aia... Păi, hai să luăm din două locuri, ca să adunăm sărătos. Facem exact cum am făcut data trecută. Tramvai capăt aici la biserică, tramvai capăt aici. La 32. Okay. La 21. Eu, ai văzut? Ok, și cine merge în partea cealaltă? Și ne întâlnim peste o oră aici. Și ne întâlnim peste o oră aici, da, aia e discuția. Deci cine se duce în partea aia, hai. Mergem? Încolo sau încolo? Voi vă duceți încolo, da? Hai vă puțin, eu mă luăm în partea asta. Avem o direcție. Ok, și după aia vă duceți și... Da, mă, da, avem o direcție. Ok. Socol, te duci tu cu ei? Să nu ne spargem prea mult, că eu trebuie să lași și câinele în drum spre. Da, Socol, vin cu a. Tati, tu până acasă, stai cu poțită mare, da? Și pentru în spate, da? Pentru că în spate acolo sunt eu îmi părturez, băi, și se filmează în dragi, din păcate. Chiar funcționari publici aruncă, da? Da, și funcționari publici. Adică schimbarea începe cu noi și trebuie să înceapă cu ei, de fapt. Mergem acolo? Avem, am și eu mănuși. Luați-vă și voi apă. Deci într-o oră e 11, la ora 12 fix aici, da, Marian? Marian, 12 fix aici. Te-am pierdut. Revenim după o oră. Să măsurăm roada. Pe carosabil e mai periculos. Am și eu sac, am și eu mănuși.
când termin de transmis live, mă apuc și eu de strâns. Cred că nu-i musai să vii în Piața Victoriei sau în Piața Unirii, unde se desfășoară acțiunea asta. Poți să o faci și la tine, în jurul blocului și în cartier și în localitatea ta. Peste tot sunt fumătorii responsabili care aruncă mucuri de țigară, chiștocuri, chiștoace, oriunde apucă. Chiar dacă mulți sunt conștienți că astea sunt o travă concentrată, pericole pentru mediu, pentru sănătatea oamenilor, și în formă în care arde, și în forma crudă, și în forma în care se dizolvă în apă și se transformă în praf. În toate formele, chiștoacele sunt poluanți foarte periculoși și ajung după aceea pe calea aerului, pe calea apei, ajung nu doar în natură, ci ajung și în plămânii, în sângele nostru și au un efect foarte periculos. Iată, avem și primul feedback. Cinste vouă puiilor. O bătrânică ne-a lăudat. Mami, țină pe Saria acum de mâncă. Numai chiștoace. Nu strângem orice fel. Nu strângem orice fel de gunoaie, doar chiștoace. Copiii întreagă, dar ce fac oamenii ăștia aici? Adunăm chiștoace. Aruncate de maturi responsabili. Verde. Pornim spre fântânile Gabrielei Firea, care s-au băgat milioane și o duzină de oameni le întrețin.